În Antarctica, un grup de oameni de știință forează gheața pentru a obține mostre de carote. Pe măsură ce foreza coboară, gheața începe să se fisureze sub tabăra lor și în curând, foreza începe să se scufunde. Jason aproape cade și îl îngaură, dar Jack și Frank îl prind la timp. Apoi, Jack riscă să sară peste crăpătură pentru a recupera probele, iar când sare înapoi, gheața se sparge sub picioarele lui și cade. Din fericire, reușește să folosească un topor pentru a se ține, iar prietenii săi le aduc înapoi la suprafață pentru a vedea cum se sparge întregul raft de gheață. Ceva mai târziu, Jack participă la conferința ONU privind încălzirea globală de la New Delhi, pentru a le spune liderilor mondial că pământul va trece printr-o nouă eră glaciară care va îngheța totul pe planetă. Când politicienii întreabă cât timp mai este, Jack le explică faptul că ar putea dura câteva secole, dar dacă nu vor înceta în curând să mai folosească combustibili fosili, nepoții lor se vor confrunta cu consecințele. Din păcate, politicienii subliniază că acest lucru ar costa foarte mulți bani și numesc discursul lui Jack afirmații senzaționaliste. În afara clădirii, oamenii protestează împotriva schimbărilor climatice, iar un reporter comentează zăpada, care nu a fost niciodată în această zonă și care aruncă orașul în haos. După conferință, Jack îl întâlnește pe Terry, care lucrează pentru Administrația Națională Oceanică și Atmosferică. Terry este de acord cu punctele de vedere a lui Jack și pleacă împreună pentru a-și împărtăși teoriile. Câteva zile mai târziu, la stația de monitorizare a lui Terry din Scoția, un angajat observă că o geamandură indică o scădere uriașă a temperaturii, dar colegul său crede doar că un val puternic trebuie să o fi lovit. Când Terry se întoarce, nu-i spune nimic despre asta. În Japonia, pare a fi o zi normală de ploaie, când deodată din cer încep să cadă pietre uriașe de grindină, distrugând vehiculele și clădiri și chiar omorând câțiva oameni. În SUA, rapoartele despre uraganul Noilani i-au luat prin surprindere pe experții meteorologi. Acesta este cel mai puternic uragan înregistrat vreodată și ucide sute de oameni. La Stația Spațială Internațională, astronauții sunt șocați să observe că pe cerul Pământului se formează furtuni gigantice neobișnuite. Între timp, Sam, fiul lui Jack, ajunge la New York cu prietenul său Brian și cu Laura, iubita lui. Lui Sam îi este frică să zboare și devine și mai nervos atunci când avionul intră în furtuna uriașă, care îl face să tremure. Brusc, pilotul anunță că vor trece prin niște turbulențe, așa că toată lumea își pune centurile de siguranță și se ține bine, în timp ce trepidațiile se înrăutățesc și bagajele încep să cadă pe tot coridorul. Din fericire, nu durează mult și Sam își dă seama că o ține de mână pe Laura, așa că trebuie să-i dea drumul. Când ajung la New York, sunt surprins să vadă un grup mare de păsări care zboară spre vest, aproape ca și cum ar fi fugit de ceva. De fapt, și animalele din ferme și grădini zoologice se comportă ciudat, ca și cum le-ar fi frică. Sam și prietenii săi merg la concurs și se descurcă destul de bine, dar Sam nu poate să nu observe cum bea de la o altă școală, pe nume JD, continuă să se dea la Laura. Mai târziu, la stația de monitorizare, Terry observă în sfârșit baliza, care înregistrează scăderea temperaturii oceanului. Angajatul îi povestește ce a văzut, dar în curând descoperă că mai multe balize trimit același raport, ceea ce înseamnă că nu este vorba de defecțiune. Terry decide să-l sune pe Jack și să-i spună că teoria sa se produce cu mare viteză, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la ultima era glaciară, de acum 10.000 de ani. Singurul model de prognoză capabil să traseze acest scenariu este cel al lui Jack. În timp ce buletinele de știri informează că uraganul se înrăutățește, iar paza de coastă a închis plajele, un tehnician de la un centru de monitorizare a vremii din California se distrează cu iubita lui în loc să lucreze. Deodată aude un zgomot și se sperie, dar se dovedește a fi omul de serviciu. În acel moment sună telefonul și tehnicianul primește un apel de urgență de la un reporter din Los Angeles, care îi dezvolă că plouă cu grindină de mărimea unor mingi de golf. Tehnicianul verifică televizorul și află că în LA începe să se formeze o tornadă, așa că sună șeful pentru a-l avertiza. Bărbatul iese afară și descoperă că tornada este mai mare decât media. Întors la Jack, acesta și colegii săi urmăresc reportajele elicopterelor de știri, care filmează cum mai multe tornade se formează foarte repede în jurul orașului și distrug tot ce le stă în cale. Oamenii intră în panică și încearcă să scape, dar chiar și vehiculele mari sunt spulberate de vânt și în curând clădirile încep și ele să se prăbușească. Centrul de monitorizare a vremii este șelovit și abia reușește să stea în picioare după aceea. În curând, președintele ordonă suspendarea întregului trafic aerian, dar două avioane nu se întorc la timp și se prăbușesc în Midwest. La biroul pentru schimbări globale din Washington DC are loc o ședință de urgență, în cadrul căreia se fac schimb de rapoarte despre vremea ciudată și violentă din întreaga lume. Datorită confirmării lui Terry, Jack poate explica faptul că acest lucru se întâmplă din cauza curenților din Atlanticul de Nord, care sunt afectați de gheața polară care se topește din cauza încălzirii globale. El menționează de asemenea că abia a început și că se va înrăutăți în curând. Cu toate acestea, o schimbare climatică este încă o teorie, așa că șeful lui Jack îi dă 48 de ore pentru a găsi dovezi pe care să le trimită guvernului. Cu ajutorul lui Frank, Jason și al meteorologului Janet de la NASA, Jack începe să lucreze din greu pentru a scrie un raport bun, până în punctul în care nu doarme timp de 24 de ore. Când în sfârșit iau pauză, echipa sa reușește să termine niște calcule și descoperă că mai sunt doar 7 săptămâni până când o nouă eră glaciară va lovi Pământul. A doua zi, Jack primește un telefon de la Sam, care explică faptul că este blocată în New York, deoarece ploaia care nu se oprește inundat orașul și a provocat numeroase închideri. După ce închide telefonul, el descoperă că JD oferă grupului său să stea în apartamentul său de lux.
În timp ce vremea era încă nu ajuns în Washington, oamenii intră deja în panică și golesc magazinele. Jack ajunge să se întâlnească cu vicepreședintele și îi spune că situația este critică, așa că ar trebui să înceapă evacuarea, dar vicepreședintele îl ignoră. Între timp, în nordul Europei, ninge cu o viteză nebună în ultimele 24 de ore și nu dă semne că se va opri. O echipă de căutare și salvare este trimisă să recupereze familia regală, dar elicopterele au vizibilitate zero și sfârșesc prin a zbura în ochiul furtunii. În curând, elicopterele încep să înghețe, ceea ce le face să se prăbușească. Doar un singur pilot reușește să supraviețuiască, dar de îndată ce aruncă o privire afară, moare înghețat. Terry aude de acest incident și trimite datele confidențiale lui Jack, deoarece acesta are un computer mai puternic. Astfel descoperă că se formează un uragan deasupra uscatului, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. În New York, plouă deja de 3 zile și toate trenurile au fost suspendate, iar apa iese din gurile de canal de pe străzi. În Canada, oceanul s-a ridicat cu 25 de metri în câteva secunde și a provocat și el furtuni teribile. De fapt, se vorbește de un uragan tropical. Sam și prietenii săi văd aceste reportaje la televizor, chiar înainte de a se întrerupe curentul, iar JD anunță că vrea să meargă să-și ia fratele, așa că se oferă să ducă și el grupul. Când părăsesc clădirea, văd că orașul este într-un haos absolut, iar potopul este în creștere. Pentru a înrăutăți situația, angajații de la grădina zoologică locală descoperă că lupii au scăpat. Mulți oameni se grăbesc să se ascundă în Biblioteca Națională, deși un om al străzii nu este lăsat să intre din cauza câinelui său. Vehiculele nu se mai pot deplasa din cauza apei, iar mulți oameni rămân blocați în interiorul mașinilor. Grupul lui Sam începe să alerge și el spre bibliotecă, dar Laura rămâne în spate pentru a ajuta o familie aflată într-o mașină, dar este rănită la picior. Dintr-o dată, un tsunami uriaș apare de nicăieri și lovește Statuia Libertății, înainte de a înghiți încet orașul, omorând mii de oameni. Sam aleargă apoi înapoi pe stradă pentru a o lua pe Laura și a o duce în bibliotecă chiar înainte ca valul să acopere zona și să intre și la primul etaj al bibliotecii. Câteva momente mai târziu, Jack își termină calculele și îl sună pe Terry pentru a-l informa că aerul coboară prea repede, creând furtuni în Canada, Scoția și Siberia, care se amplifică și vor ajunge în curând și în alte zone. Estimarea lor de 7 săptămâni fusese greșită, vor fi necesare doar 48 de ore pentru ca noua eră glaciară să înceapă. Nu pot face nimic pentru a opri, pot doar să încerce să salveze vieți. În acel moment, Jack primește o alertă despre ce se întâmplă în New York și se grăbește să se întâlnească cu soția sa Lucy. În New York, toți supraviețuitorii, inclusiv câinele, încearcă să se instaleze confortabil în bibliotecă. Nimeni nu are semnal la telefon, așa că Sam caută un telefon public. El ajunge să coboare într-un etaj inundat pentru a-l găsi și sună imediat părinții pentru a le spune că este bine. Jack îl informează despre ce se întâmplă de fapt, cerându-i fiului său să rămână înăuntru pentru că furtuna se va răutăți și toți cei de afară vor muri de frigă. Apa de la acest etaj devine mai mare cu fiecare secundă și inundația ajunge până la tavan, punând capăt convorbirii. Pentru o secundă, Laura crede că Sam s-a necat, dar din fericire acesta reușește să iasă notând. Apoi Laura caută haine uscate pentru Sam și îl îmbrățișează pentru a împărtăși căldura corpului. Câteva clipe mai târziu, toată lumea începe să audă un zgomot ciudat și când se uită afară, sunt șocat să vadă un cargo bot care navighează pe străzile inundate, strivind vehiculele sub el. Între timp, Jack decide că va merge la New York pentru a salva fiul, indiferent de pericolă. Șeful său știe că nu-l poate opri, dar mai întâi cere să încerce din nou cu guvernul, pentru că de data aceasta au o întâlnire cu președintele. În timpul întâlnirii, Jack face o prezentare impresionantă și sugerează că oamenii din nord ar trebui să meargă cât mai la sud posibil, poate chiar în Mexic. Vicepreședintele dezaprobă din nou tot ceea ce spune Jack, dar de data aceasta este rapid certat de echipa președintelui pentru că nu a acordat atenție acestui aspect atunci când ar fi trebuit să o facă. Pentru a face planul mai ușor, Jack desenează pe artă o linie cu toți oamenii care mai pot fi evacuați și explică faptul că din păcate este prea târziu pentru cei aflați departe, deoarece oricine intră în acea zonă va îngheța. După ce Jack pleacă, vicepreședintele încearcă din nou să protesteze împotriva evacuării, dar președintele îl ignoră și aprobă planul lui Jack. Înapoi în stația lui Terry, clădirea pierde curentul și echipa decide să bea pentru că nu cred că vor fi salvați. În New York, biblioteca rămâne și ea fără curent. Omul fără adăpost observă că potopul a înghețat și că oamenii profită de șansa de a merge pe gheață pentru a se îndrepta spre sud, așa că supraviețuitorii din bibliotecă încep să se pregătească să facă același lucru. Sam încearcă să-i oprească, informându-i despre ce a spus Jack, dar ei îl ignoră și pleacă oricum. Doar un mic grup rămâne în urmă și pentru că temperatura scade atât de repede, nu au de ales decât să înceapă să ardă cărți pentru a încălzi locul. De asemenea, sparg aparatele de vending pentru a avea acces la ceva mâncare și folosesc covoarele pe post de pături. În afara orașului, oamenii suferă de frig și regretând că au părăsit biblioteca, unii dintre ei încep să moară. Între timp, Mexicul își închide granițele pentru că nu mai poate face față refugiaților americani. Toate drumurile sunt blocate, așa că oamenii încep să traverseze râul pentru a ajunge în Mexic ca imigranți ilegali. Câteva ore mai târziu, traficul începe în sfârșit să se miște din nou pentru că președintele american a ajuns la o înțelegere. Va termina toate datoriile Americii Latine în schimbul deschiderii granițelor. Într-un spital din Washington, Lucy citește unuia dintre pacienții
poliției când primește o veste proastă. Oamenii au intrat în panică și au fugit, așa că nu mai există ambulanțe. Un coleg de serviciu spune că există un polițist cu un plug de zăpadă care poate ajuta, dar pacientul nu poate fi mutat decât cu ambulanță. Lucy spune colegii sale să plece, în timp ce ea rămâne cu copilul pentru a aștepta ajutorul potrivit. Revenind la Jack, este surprins să primească ajutor de la Frank și Jason pentru a merge să-l salveze pe Sam. Folosind echipamentul științific făcut pentru Antarctica, ei traversează ținuturile înghețate în camionul lor, dar în cele din urmă vehiculul se lovește de un blocaj rutier. Acum nu au de ales decât să continue pe jos, folosind cizmele de zăpadă și rămân legați cu o frânghie. Ei reușesc să meargă timp de câteva ore, dar nu știu pe ce calcă din cauza zăpezii, iar la un moment dat merg pe acoperișul unei clădiri. Geamul se sparge și Frank cade imediat înăuntru, trăgându-și pe ceilalți cu el. Jack reușește să oprească din nou căderea cu toporul, dar și geamul de sub el începe să se spargă. Frank taie capătul frânghiei pentru a elibera sacul lor principal de provizii, dar acest lucru nu este suficient, așa că Frank își taie și el frânghia. Prietenii săi strigă după el, în timp ce cade în golă. După aceea, ei își montează un corp pentru a-și petrece noaptea. În spital, o ambulanță ajunge în sfârșit să ia pe Lucy și pe pacient. La Casa Albă, președintele este și el evacuat, dar câteva momente mai târziu, vicepreședintele primește vestea că președintele a fost prins în furtună și nu a reușit să ajungă. În Stația Spațială Internațională, astronauții văd cum un nor uriaș acoperă planeta și au câteva imagini pe care le trimit lui Janet. Imediat ce le vede, aceasta prezice că furtuna canadiană va lovi New York-ul într-o oră. La bibliotecă, Laura nu poate dormi, așa că Sam stă de vorbă cu ea, spunându-i că o iubește. Laura îi răspunde sărutându-l. Dimineața, grupul descoperă că Laura a căzut inconștientă din cauza febrei. El caută simptomele într-o carte de medicină și verifică piciorul, realizând că tăietura de zilele trecute i-a provocat otrăvirea sângelui. Cartea spune că are nevoie de penicilină imediat, altfel își va pierde piciorul, așa că Sam decide să intre în cargo bot pentru a căuta medicamente, iar Brian și JD se oferă voluntar să-l ajute. Trioul ajunge rapid la navă, fără să știe că mirosul lor este detectat de lupii care au scăpat de la grădina zoologică. Ușa de la infirmerie este încuiată, așa că Sam iese pe fereastra unui coridor și se cațără cu grijă pe lângă perete. Sparge fereastra infirmeriei și intră, unde le deschide ușa prietenilor săi, iar Brian găsește penicilina. Sam vrea să se întoarcă imediat, dar Brian și JD atrag atenția că ar trebui să ia și mâncare. În timp ce se află în bucătărie, trioul este găsit brusc de lupi, care încep să-i urmărească prin navă. Un lup reușește să-l muște de picior pe Jason, așa că Sam îl lovește în cap, până când acesta îi dă drumul prietenului său și închide ușa în urma lor. În acel moment, ochiul furtunii acoperă în sfârșit New York-ul. Sam observă acest lucru și își face un plan. Îi va atrage pe lupi în afara camerei, pentru ca prietenului să poată încuia ușa. Apoi, Sam traversează peretele de afară pentru a reutiliza fereastra, dar calcă din greșeală pe sticla spartă și atrage atenția lupilor mai repede decât era planificat. Începe repede să alerge și după câteva ture, reușește să-i atragă pe un coridor și să încuie ușa. Lupii se duc la celălalt capăt al coridorului pentru a încerca să ajungă la bucătărie, dar Brian și JD au încuiat deja și acea ușă și acum strâng provizii. Ei pun toate lucrurile și pe JD rănit pe o barcă și o tărăsc afară din navă în același timp în care clădirile din jurul lor încep să înghețe și să cadă. Brian și Sam sunt nevoiți să-l ia pe JD și să fugă în bibliotecă, unde intră în camera caldă chiar înainte ca restul clădirii să înghețe. Grupul lucrează imediat pentru a face focul mai puternic. În peisajul înghețat, Jack și Jason continuă să se deplaseze, dar în cele din urmă Jason cade din cauza epuizării, iar Jack trebuie să-l tărească prin zăpadă. Când descoperă ochiul furtunii, începe imediat să sape în zăpadă și găsește o gură de erisire deschisă prin care îl aruncă pe Jason și pe el însuși, chiar înainte ca și această zonă să înghețe. Câteva ore mai târziu, Jason se trezește și găsește cortul ridicat și câteva focuri aprinse. Imediat ce-l vede, Jack vrea să plece mai departe, fără să audă ideea lui Jason de a aștepta, deoarece Jack crede că Sam s-ar putea să nu supraviețuiască mult timp. În timp ce Jack și Jason merg prin furtună, ei continuă să întâlnească peste tot cadavre înghețate. Se opresc doar pentru a dormi în cort în timpul nopții, iar Jack comentează că omenirea a supraviețuit unei ere glaciare, dar dacă nu sunt mai atenți de acum încolo, nu vor supraviețui. Ceva mai târziu, Stația Spațială Internațională observă că furtuna se risipește în Europa și în sfârșit reușește să vadă din nou pământul. În același timp, Jack iese din cort și vede că cerul s-a curățat. Lui și lui Jason le este mai ușor să meargă acum și ajung în curând la New York, găsind Statuia Libertății complet înghețată și o mulțime de nave blocate în gheață. Când GPS-ul indică faptul că se află în vârful bibliotecii, Jack este devastat să realizeze că fiul său ar fi putut fi îngropat de zăpadă. Refuzând să renunțe, cei doi reușesc să găsească o deschizătură în zăpadă și să intre în clădire pe o fereastră. În timp ce se uită în jur, încep să-și piardă speranța, dar în cele din urmă văd lumină sub o ușă și o deschid pentru a găsi grupul în viață și bine, chiar și Laura se simte mai bine. Sam și Jack se reîntâlnesc rapid cu îmbrățișare caldă.
Ceva mai târziu în Mexic, vicepreședintele a preluat funcția de nou președinte și după ce aude despre supraviețuitorii din bibliotecă, anunță la televizor că s-a înșelat și că va iniția operațiune majoră de salvare pentru a recupera oamenii blocați în statele din nord. În curând, elicopterele ajung la New York și au grupul, inclusiv câinele. Aceștia găsesc de asemenea multe persoane în celelalte clădiri. În stația spațială internațională, astronauții privesc pământul și observă că este cel mai limpede aer pe care l-au văzut vreodată. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare.